Înainte, în 1996, Comuna Cuzambăt avea cam vreo 1200 de hectare. Deci legea 18 era pusă la punct. Deci asta a fost în 91, legea 18, legea Pondoi Funcea. Cu timpul, deci din 96 până acum, alea 1200 de hectare s-au evaporat. În momentul de față au rămas foarte puțin. Unde sunt acele hectare și cine a contribuit la împrăștierea lor? Asta este întrebarea esențială. Deci cine a contribuit la împrăștierea acestor hectare? De numai să știe unde sunt. Ia ziceți, domnule. Atunci cine a fost? Deci a fost... Deci România, a fost domnul Tenea, domnul Tom, și domnul Stan, și domnul Cojocan. Dar cine? El a făcut cele mai multe matrapași lăpări. Nu știu, nu putem să-l acuzăm, dar dacă dumneavoastră spui... De ce ziceți? În momentul de față, cam câte credeți că mai are primăria Cuzambăt? Deci asta este marea întrebare. Deci cum, Doamne, iartă-mă, într-o comună bogată, într-o comună cu poziție extraordinară față de Călăraș, am ajuns așa, deci la mâna unor haiduci. Că nu putem să le spunem, pardon, nu. Haiduci iau de la bogat și dau la săraci. Ăștia cred că mai repede sunt tâlhari care au făcut aceste chestii. Haideți, dacă puteți să-mi răspundeți, sau dacă știți ceva din acest fapt. Da, să știți că, din cunoștințele mele, într-adevăr, am atribuit și izlazul, că aici este marea problemă, pentru că sunt foarte mulți crescători de animale, cum spune și dumneavoastră, care la fel mi-au spus în fiecare ședință cu dânsii, unde este terenul, pentru că era mult mai mult pentru animale, s-a diminuat și așa mai departe. O suprafață care a fost diminuată din izlaz este clar cea de care am vorbit mai devreme, de aproximativ 18 hectare, care este la drumul național de parcul rezidențial. În momentul de față mai avem aproximativ, nu vreau să greșesc, dar cu aproximație vreo 300 și ceva de hectare care sunt în izlaz. Asta ce înseamnă? Că nu toate sunt izlaz. Avem izlazul de la Ceacu pe care l-am atribuit crescătorilor de animale, da? Avem o mare parte din izlaz care este în baltă și acela este atribuit. Și mai avem izlazul pe care îl știți și dumneavoastră, care pe vremea domnului Cojocaru a fost scos din categoria din izlaz. A fost transformat în arab. Teren arabic. Și asta înseamnă că terenul de la Cuza, de la domnul Bucurică, de sus de acolo, acela nu mai este izlaz, acela este teren arabil, da? Mi s-a schimbat categoria de folosință și terenul de la Călăraș și Vechi, care într-adevăr era izlaz, în momentul de față este tot teren arabil. Pentru că motivele pentru care au fost scoase atunci, și le știți și dumneavoastră, s-a dorit înființarea unor sere, ulterior nu s-au construit, după aia au vrut să facă, am înțeles că la Călărașii Vechi, într-adevăr, este lotizat acel teren, au vrut să construiască avicola, din câte știu, deci asta au fost lucrurile care le-am preluat și eu și le știu ca și dumneavoastră. Vă spun prezentul, în prezent teren izlaz avem doar la Ceacu aproximativ 60 ceva de hectare care a fost atribuit în baltă, iar celelalte două terenuri de care vă spun loturi mari, de 48 de hectare de la Cuza și de la Călărașii Vechi, acestea sunt arabe, da? Teren arabe, pe care știți și dumneavoastră și mi-a spus public, pentru că aici este o dilemă. Marinache, de ce nu spuneți? Nu i s-a dat domnul? Domnului Marinache, de câte știu, a fost o ședință de Consiliu Local. Spune și cu asta. A fost o ședință... 40 de hectare, dar într-o mie. Da, dar să știți că lucrurile acestea, domnului Marinache, cum spuneți dumneavoastră, din câte am înțeles, a fost o ședință de Consiliu Local pe vremea domnului Cojocar, în care, într-adevăr, s-a atribuit... Da, vreau să spun că e foarte mult teren acolo. Că din 1000 de hectare, spuneți că 40, spuneți 300 și ceva i s-a dat domnul Marinache. Nu, dar să știți că dintre cele de 1000, într-adevăr, au fost și puși oameni în posesie. Eu asta știu că are 91. Deci nu vorbim numai de asta. Au fost și terenuri date către cetățeni, că atunci știți, a fost în 91 cu legea lupului, în momentul când au fost date către asta. Într-adevăr și dumneavoastră...